Pacea Domnului! Bine ați venit astăzi la închinare, în locașul lui Dumnezeu, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Asta e o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Nu știu dacă mi-a să vă fric, mi-e fric aici. Nu știu dacă mi-a să vă fric. În această zi am ales un cuvânt din partea lui Dumnezeu și titlul poartă așa: atunci când iei o decizie în viață, ești gata să o aduci la îndeplinire până la sfârșit? Până la urmă? Sau nu? Capitolul 24 din Iosa, cu versetul 15, spune așa: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vrei să slujiți, sau Dumnezeu căror le-au slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeu amoriților a căror țară locuiți. Și aici sunt niște cuvinte foarte frumoase, niște cuvinte de aur pe care le spune Iosua înaintea poporului. Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Iosua era un om, un conducător recunoscut în poporul Israel. El fusese cunoscut mai ales ca războinic, iar darurile și virtuțile lui aveau o deosebită valoare îndeoseb în acest timp al istoriei poporului lui Israel. El era curajos, hotărât și statornic, grabnic. Negândindu-se să tragă vreun folos în timp ce se îngrija de cei dați în atenția lui. Și mai presus de toate, însuflețit de o vie credință în Dumnezeu. Așa era caracterul bărbatului ales de Dumnezeu ca să conducă pe poporul Israel. Dacă ne uităm în capitolul 24, vedem aici trecuseri de câteva timp de când poporul Israel s-a așezat în Canaan. Iosua, știind că îi vine timpul ca să plece din lumea aceasta, văzând că poporul s-a așezat în Canaan, nu face sforțare pentru a cuceri pe deplin țara aceasta. Și atunci Iosua a adunat poporul său. Dacă privim în capitolul 24, vedem așa: Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpetenii lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oastei. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Iosua a zis întregului popor: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime, de cealaltă parte a râului, Eufrat, și slujeau altor Dumnezeu. Eu am luat pe tatăl vostru, Avram, din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului, i-am înmulțit semânța și i-am dat pe Isaac. Dacă vedem aici, Iosua a adunat toate semințiile, a adunat pe bătrânii poporului și aduce acest discurs în fața lor și le spune: nu putea să nu spună despre de unde au apărut ei, de unde au venit ei. Și a vorbit despre Avram, a vorbit cum l-a scos, cum l-a condus. Dacă ne uităm mai departe, Iosua vorbește despre cum Dumnezeu i-a scos din Egipt. Minunile pe care le-a făcut acolo în țara Egiptului. Cum, dacă ne uităm tot capitolul 24, dacă vedem, ne uităm mai departe, atunci când au fost amenințați de poporul Egiptului, vedem cum Dumnezeu face o minune, trec prin Marea Roșie și carele egiptenilor rămân la fundul mării. Vedem aici cum Dumnezeu îi conduce prin pustiu, cum Dumnezeu îi ocrotește de diferite națiuni care erau împotriva lor. Și dacă ne uităm mai departe, Dumnezeu a promis că îi va duce într-o țară unde ce? Curge lapte și mere. Și din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut totul. Totul la precizie. Și dacă ne uităm în versetul 13, vedem foarte frumos ce spune: v-am dat o țară pe care nu o munciseres, cetăți pe care nu le zidisere,
dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu-i sediseră, dar care vă slujesc ca hrană. Ce Dumnezeu frumos, ce Dumnezeu bun avea poporul Israel și îl avem și noi astăzi. Un Dumnezeu care a promis că îi va duce într-o țară care nu ei au construit, nu i-au făcut. Gândiți-vă dumneavoastră dacă astăzi ar veni cineva și ar spune, îți cadonez o casă. Cum vei privi tu la aceea persoană? Ce vei zici? Ce vei face pentru aceea persoană care ți-ar oferi locul acesta? Sau gândiți-vă dumneavoastră dacă cineva v-ar zice, îți dau un loc aici ca să-ți faci o casă, să sedești vii, să sedești levezi. Cum te-ai purta cu aceea persoană? Ai fi tu recunoscătoare față de aceea persoană? Ei mulțumi zi și noapte? Oare poporul Israel a mulțumit lui Dumnezeu că i-a adus în Canaan, că a purtat luptele alături de ei? Vom vedea mai departe. Iosa le spune, cât despre mine eu și casa mea voi sluji Domnului. Iosa era hotărât în ceea ce privește legătura lui cu Dumnezeu. Dacă ne uităm chiar de la început, Dumnezeu când îl alege pe Iosua îi spune, cartea aceasta legei să nu se depărteze de tine, cuzi-te zi și noapte asupra ei. Și ea îți va aduce succes, ea îți va da valoare în viața aceasta. Și Iosua s-a hotărât să rămână de partea lui Dumnezeu. Într-adevăr, Iosua a îndeplinit cu crincioșie ceea ce a spus Dumnezeu. Și atunci, aici, în discursul acesta, el spune, cât despre mine și casa mea, ce nu s-ar întâmpla, chiar și moartea dacă ar fi, eu voi rămânea de partea lui Dumnezeu. Un conducător plin de puterea lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, care a putut să încurajeze poporul către fapte concrete, către o viață mult mai bună. Hai să vedem ce spune poporul. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei și pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumul pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta și noi vom sluji Domnul, căci El este Dumnezeul nostru. Frumoase cuvinte, frumoase atașamentul lor la discursul pe care le-a spus Iosua. Dacă ne uităm în versetul 24, spune că și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnul Dumnezeul nostru și vom asculta glasul Lui. Și lui Iosua spune că a scris lucrul acesta într-o carte. Cum vă gândiți dumneavoastră, poporul, ceea ce a spus, a înfăptuit în viață? Ceea ce au spus aici, la Sihem, aici, întregului, unde au fost adunați toți, bătrânii, unde au fost adunați conducătorii oștilor, tot poporul, unde au decis și au spus că noi vom sluji Domnului. Cum vă gândiți? Lucrul acesta a fost de partea lor? Au fost ei gata ca să lupte mai departe către canalul care era în față? Ce ne spune? Spune că, în general, poporul întârziase în încheierea lucrării de alungare a păgânilor. Și dacă ne uităm în versetul 11 din 23, vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeu vostru. Dacă vă veți abate și vă veți alepi de neamuri acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeu vostru nu va izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vor fi o cursă și un lanț în bici, în coaste și niște spini în ochi, până veți peri de pe fața acestei țări bine pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeu vostru. Dumnezeu le spune, la cuvântul pe care l-a spus voi, la ceea ce ați hotărât în viața aceasta, ca să mă urmați,
Și dacă lucrurile se vor întâmpla cu totul altfel, atunci spune că aceste neamuri vor fi niște spini printre voi. Eu nu știu, poate dumneavoastră ați fost. Eu când am fost copil, noi mergeam cu vacile, cu rândul cu vacile, vacile satului. Și atunci când mergeam cu vacile, îmi plăcea să mergem disculță. Și întâmplător poate se înfibea în talpa noastră de un spin. Știți, nu ți era bine toată ziua. Nu puteai să mergi, te încurca. Nu ți făcea bine corpului. Cam într-așa mod era și pentru poporul Israel. Dacă ei nu vor asculta de Dumnezeu, se vor întâmpla lucrul acesta. Și eu aș vrea ca să vedem în istoria poporului Israel, chiar lucrurile așa s-au întâmplat, oare atunci când au zis ei că suntem gata să rămânem de partea ta, suntem gata să împlinim cuvântul tău, oare au rămas la această poziție sau s-au schimbat lucrurile, s-au schimbat în istorie lucrurile cu poporul acesta. Și aș vrea să întoarceți pagina și să urmărim capitolul 1 din Judecător. După ce s-au așezat în Canaan, semințiile n-au mai făcut niciun efort stăruitor pentru desăvârșirea cuceririi acestei țări. Serva Domnului spune: avertizarea de a se feri de idolatrie a fost chiar printre cele din tâi cuvinte pe care Moise le-a adresat poporului după ce a dat legea pe Sinai. Iar în capitolul 23 din Exodul vedem lucrul acesta. Să privim în primul capitol din Judecător. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns lui Iuda să se suie: iată că am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a zis fratelui său Simeon: suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe cananiți și pe fereziți în mâinile lor. Au ucis 10.000 de oameni de la Bezec. Una dintre seminții, Iuda, întreabă pe Domnul: cine să margă ca să lupte? Și Domnul îi spune: Iuda, Iosua. Și Iuda să margă să cucerească această țară. Și dacă ne uităm în istorie, vedem că Iuda a mers și a cucerit. A făcut câteva mersuri în această luptă. Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat, l-au trecut prin ascuțișul săbii și au dat foc cetății. Fiii lui Iuda s-au pogărât apoi ca să bată pe cananiți care locuiau în muntele ținutul de miază zi a câmpiei. Iuda a pornit împotriva cananiților care locuiau în Hebron, numit mai înainte Chiriat Arba, și au bătut pe Sheșai și pe Ahiman și Talmai. Vedem că Iuda a făcut niște sforțări, a pornit lupta la aceasta împotriva cananiților. Dar s-a întâmplat ceva în jurul acestui popor. Dacă privim versetul 17 până 19, Iuda a pornit cu fratele său Simeon și a bătut pe cananiți care locuiau acolo. Iuda a mai pus mâna pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalon și pe ținutul lui, și pe Iscron și pe ținutul lui. Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte. Aici este marea problemă. Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care de fer. Și dacă ne uităm în versetul 2 cu 2, spune așa: Dumnezeu,
și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu, pentru ce ați făcut lucrul acesta. Dacă ne uităm, vedem că Iuda a mers, a continuat, a luptat, a avut izbânde, dar la un moment dat a lăsat mâinile în jos. De ce a lăsat mâinile în jos? Pentru că se spune că pentru că aveau care de fer. Într-adevăr, pentru ca să duci o luptă, ai nevoie de multă amuniție. Ai nevoie de oameni, ai nevoie de pregătire, ai nevoie de scule diferite care îți iau timp, care îți trebuie niște cheltuieli. Dar Iuda n-a făcut lucrul acesta. Și au spus că mai bine decât să ne luptăm. Așa spune așa versetul 28. Când Israel a fost destul de tare, a spus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. Probabil că Iuda a uitat ce a făcut atunci când au trecut Iordanul și s-au apropiat de Ierihon. Cum au luat Ierihonul? Îmi spune cineva? Cum? Atunci când au cântat cu niște trompete și au mers, au făcut jur 7 zile, au folosit arme, ceva? Doar că s-au încrezut în Dumnezeu. Și Dumnezeu, la încrederea pe care au avut-o în El, Dumnezeu a putut să doboare Ierihonul, să doboare cetatea aceasta. De ce oare Iuda aici a lăsat mâinile în jos? Și spune că când era Israel destul de tare, a pus mai bine la un bir, dar nu i-a izgonit. E bine să te lupți pentru vicii? E bine să te lupți pentru caracterul tău? Sau nu? Pentru acelea lucruri care nu-ți aduc bine în viața aceasta. Iuda a spus, mai bine las-ne plătească nouă, ei stăi lângă noi, să stea în preajma noastră, dar în fiecare an să ne dăie daruri, să ne dăie argint, să ne dăie aur, să ne cultive pământurile și n-are rost să-i nimicim. Pentru ce trebuie? Trăiesc ei, trăim și noi. Și hai să vedem dacă lucrul acesta s-a întâmplat și cu ceilalți seminții care au spus atunci înaintea lui Iosua, noi vom nimici, noi vom rămâne de partea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în versetul 21, fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iubosiți care locuiau în Ierusalim. Dacă ne uităm mai departe, Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Betșeva. Dacă ne uităm mai departe, nici Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau în Gezer. Dacă ne uităm mai departe, versetul 30, Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Sitron. Dacă ne uităm mai departe, versetul 31, nici Așer n-a izgonit pe locuitorii din Aco. Neftale n-a izgonit pe locuitorii din Betșemeș. Și toți aceștia, aceste seminții, au lăsat pe aceste popoare să fie lângă ele. Porunca lui Dumnezeu a fost, nimiciți-i cu desăvârșire, pentru că ei nu vor să mă asculte. Dacă ne uităm în capitolul Exod 23, cu versetele 24-25, vom vedea aici ce spune Dumnezeu. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va aduce la amoriți, hetiți, fereziți, cananiți, heviți, ebosiți, și voi nimici și să nu te închini înaintea Dumnezeului lor și să nu le slujești, să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire și să le dărim capistele. Voi să slujiți Domnul Dumnezeu vostru și El va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala de mijlocul tău. Dacă ne uităm și în versetul, în continuare, 27, voi trimite groaza mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care veți ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să-i dea dosul înaintea ta.
voi trimite viți pe bundărești înaintea ta și voi izgoni dinaintea ta pe heviți, canaiți și hitiți. Nu-i voi izgoni dintr-un singur an înaintea ta, pentru că țara sa să nu ajungă o pustie și să nu se mulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Porunca lui Dumnezeu a fost foarte clară către poporul acesta. Îi nimicește cu desăvârșire. Însă poporul n-a făcut lucrul acesta. Poporul a lăsat ca aceste cetăți să firme în preajma lor. Da, e mai bine când mai mulți lucrează pentru tine decât tu să lucrezi singur. Așa s-a gândit poporul Israel. Ei trebuiau să lupte, ei trebuia să pună forță aici, trebuia timp. De ce să ne luptăm? De ce să îi izgonim? Dacă nu ne place de ei, de ce să îi alungăm de aici? Un gând care spune serva Domnului: dar fără să țină seama de înalta lor însărcinare, ei au ales calea comodității și au satisfacere de sine și au lăsat să le scape prilejul de a cucere țara. Mă simt comod. Îmi place să vin la biserică, să stau în scaun acolo, să nu mă interesez de nimeni și nimeni de mine. Ascult o predică, dacă este bună, o accept, dacă nu, pot să comentez și plec acasă. Noi aici am venit să ne luptăm pentru eu nostru, pentru acele vicii care poate să ne încurce în Canaanul Ceresc, să intrăm. Poporul Dumnezeu a dat greș în ceea ce a făcut, pentru că ei nu l-au ascultat pe Dumnezeu. Și dacă ne uităm mai departe, Dumnezeu spune ceva în dreptul lor. Și foarte dureros ce spune Dumnezeu în dreptul lor. Și lucrul acesta s-ar putea să spui și pentru mine și pentru dumneavoastră. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat-o părinților voștri, că voi da. Am zis: niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Niciodată. N-a fost planul lui Dumnezeu să rupă legământul cu poporul Israel. Și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci: nu voi izgoni dinaintea voastră, ci vor sta în coaste și dumnezeii lor vă vor fi o cursă. După ce au auzit poporul lucrul acesta, au spus, după ce au spus îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copilului Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Au pus locul acela numele Bochim, ceea ce plâng, și au adus jertfe Domnului acolo. Dar era prea târziu. Dumnezeu deja hotărâse în dreptul lor. Ce a hotărât Dumnezeu în dreptul lor? Cu Dumnezeu nu poți stijoși. Dumnezeu nu e un lucru așa, vreau azi fac așa, mâine fac altfel. Dumnezeu are niște principii pe care noi trebuie să le respectăm, pe care noi trebuie să le trăim. Spune aici un gând serva Domnului: obiceiurile simple le-au adus evreilor sănătate corporală. Și alt gând spune așa: dar contactul cu păgânii a dus la satisfacerea poftelor și a patimilor. Și hai să vedem ce pofte, ce patim a dus decăderea acestui popor. Dacă ne uităm în versetul 7, spune așa: poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Cât timp au slujit poporul înaintea lui Dumnezeu? Cât timp? Spune că bătrânii, acei care au cunoscuse pe Iosua, au mai slujit Domnului. Problema este alta. Dacă bătrânii au slujit Domnului, deci tinerii nu slujesc Domnului,
Dacă ne uităm în versetul 10, spune mai departe, tot neamul acela de oameni au fost adăugat la părinții lui. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Ce fel de oameni s-au ridicat? Ce fel de generații s-a ridicat după Iosua? Ce fel de oameni? Care nu cunoșteau pe Domnul. Frații mei, s-ar putea cineva să spună, frate Oleg, eu văd că copiii tăi nu umblă pe calea care tu umbli. Ce ar spune acea persoană? Ce ar spune? Da, frate, îți mulțumesc, dacă ar fi din partea lui Dumnezeu. Pentru că ei n-au văzut nimic bun la mine. Ei n-au văzut când mă rog eu. Ei n-au văzut când deschid eu Biblia. Ei n-au văzut faptele mele cum le fac. Ei n-au văzut nimic bun la mine. Și s-ar putea să ridice dintre noi o națiune care n-ar cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că eu n-am transmis acest mesaj în copiii mei, în generația mea. Cel mai dureros lucru este în versetul 12. Au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților, care i-a scos din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoare care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. E dureros, fraților, să ai așa Dumnezeu care s-a luptat pentru tine. Atunci când erau în Egipt, strigau, Doamne, vine, scapă-ne, că murim aici. Și Dumnezeu a făcut minuni. Dumnezeu i-a scos cu putere mare din Egipt. Atunci când au ajuns în fața Mării Roșii, cum să trece o mare? Au strigat, pentru că știau că carele lui Faraon erau în urma lor. Și Dumnezeu a făcut o minune, a dispicat marea în două și au trecut ca pe uscat. Și au văzut carele lui Faraon nimicite în mare. Și dacă ne uităm, atunci când au trecut prin pustie, moabiții care, și multe alte popoare care au mers contra lor, Dumnezeu i-a eliberat, a mers alături de ei. Dar vine timpul că ei uite ce a făcut Dumnezeu în urma lor. Ei uite. Ei uite drumul din nou pornit. Ei uite timpul când au strigat la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, în dragostea Lui, spune niște cuvinte dureroase, care s-ar putea să spui și pentru noi astăzi, nu știu. Spune așa niște cuvinte în versetul 15. Oriunde mergea mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Și atunci Dumnezeu a trebuit să ridice judecători. Dumnezeu a trebuit să ridice oameni ca pe poporul acesta să îi izbăvească. Au fost dați în mâna lui Madian 7 ani, au fost dat în mâna filistinului, iar nu știu câți ani, 7 ani, și așa mai departe. Și spune că versetul 20 spune, atunci Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Izai și a zis, fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl poruncise părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu-i mai izgoni dinaintea lor, nici din neamurile pe care le a lăsat Iosua când a murit. Neamurile acestea erau cei 5 domnitori ai filistenilor, toți cananiții, sidoniții, heviții, care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal, Hermon, până la intrarea Hamatului. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Izrael la încercare pentru că Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hiziților, amoziților, fereziților, heviților și ebusiților. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit Dumnezeilor lor. Frații mei, care a fost intenția lui Dumnezeu cu poporul acesta? Care a fost? Să omoare pe aceste neamuri, să-i distrugă, ca să nu le fie niște spini în tălpi, să nu le fie lucrul acesta.
spune că adevărata mărimie a unui om se măsoară după tăria sentimentelor pe care și le stăpânește și nu după acelora care îl stăpânesc. Poporul acesta nu și-a stăpânit sentimentele. Poporul acesta a iubit ceea ce Dumnezeu a urât. Dumnezeu a urât aceste națiuni pentru că a știut că ele nu se vor întoarce. Dar ei au iubit pe oamenii acestea, i-au pus la un bir. Mai bine să-i nimicim, mai bine să luptăm, decât să ne cheltuim, mai bine lasă-i lângă noi. Că vor aduce apă, vor tăia lemne. Dar lucrurile s-au schimbat cu totul în altă direcție. S-au cuscrit cu aceste neamuri. Și aceste neamuri nu le-a adus binecuvântare în viață, dar le-a adus distrugere totală. Ne aducem aminte când Roboam face acei temple, atunci când copiii au fost puși pe altare, arși, de unde au învățat ei? I-a învățat Dumnezeu să ardă copiii, să aducă jertfe? A? Nu, aceste națiuni, aceste neamuri au învățat. Totul, serva Domnului spune că Dumnezeu a avut un plan ca poporul acesta să meargă din biruință în biruință. Dar lucrurile s-au întâmplat cu totul invers. Poporul acesta a mers din degradare în degradare. Dumnezeu, în agenda Lui, a vrut ca aceste popoare să fie nimicite și poporul Israel să bucure de acestea locuri, să bucure de acestea cetăți și să fie aceia care se duc în lumea aceasta lumina lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat. Care ar fi agenda noastră astăzi pentru Canaanul Ceresc? Care ar fi agenda pe care Dumnezeu ne-a pus-o astăzi ca să intrăm în Canaanul Ceresc? Care ar fi? Trebuie să nimicim și noi ceva din viața aceasta? Trebuie să luăm o altă atitudine față de lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a promis? Dacă ne uităm astăzi, chiar la straj dimineața, azi dimineața vorbea despre noul Ierusalim. Dumnezeu pregătește acel loc ca să intrăm acolo. Dar acolo nu vom intra cu eu-ul nostru. Acolo nu vom intra cu păcatele pe care le avem. Acolo nu vom intra cu ideile noastre. Domnul Hristos spune că în împărăția mea vor intra numai cei care vor avea caracterul meu. Ce este caracterul lui Iisus? Care era caracterul lui Iisus când a fost pământ? Iubea, arăta milă, arăta dragoste, pe cel care era flămând de să mănânce. Asta făcea Domnul Hristos. Care este caracterul meu? Astăzi eu mă pregătesc să intru în Canaanul Ceresc? Astăzi sunt gata să nimicesc acei idoli care poate să-mi provoace intrarea în împărăția lui Dumnezeu? Cât timp eu petrec astăzi cu Dumnezeu? Cât timp eu astăzi deschid cuvântul lui Dumnezeu? Cât timp eu stau astăzi în rugăciune? Sunt ele lucruri de valoare în familia mea, în viața mea? Sau sunt tentat să trăiesc ca lumea? Sunt tentat să iubesc lucrurile din lumea aceasta? Lucrurile care n-aduc nicio valoare pentru noi în familiile noastre. Cine astăzi se mai luptă pentru familiile noastre? Cine este astăzi gata ca să lupte pentru copiii noștri? Cine astăzi este gata ca să lupte pentru lucrarea lui Dumnezeu? Cine este gata ca să lupte pentru cotele sabatului? Când începe, când apune? Cine este astăzi să lupte pentru roada Duhului care ar trebui să fie în viața noastră? Cine ar trebui să facă lucrul acesta? Frații mei, nu ne așteaptă nimic bun dacă alegem ceea ce a ales poporul Israel. Și dacă ne uităm în istorie,
Cartea Judecătorii e o carte fascinantă, o carte frumoasă care vorbește despre intervenția lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Chiar când ne uităm la Gedeon, când Gedeon a vrut să lupte, Dumnezeu i-a spus că smulți 32.000, 22.000, du-te cu 300 de oameni și lupte. Pentru că ăștia doar făceau voia lui Dumnezeu. Numai ăștia făceau. Dumnezeu își va termina lucrarea, pământul acesta. Problema este, unde să fiu eu? Am făcut eu totul din partea mea, ca m-am luptat eu pentru credința mea, pentru caracterul meu în lumea aceasta. Să ne ajute Domnul ca aceste învățături, aceste îndemnuri pe care le-am auzit astăzi din cuvântul lui Dumnezeu, ele să rămână, nu doar să treacă, dar să rămână în viețile noastre și noi să trecem din biruință în biruință și să ajungem la asemenea cum era Domnul Hristos. Domnul să ajute la aceasta. Amin.